Și este alertă la Caraca, la acolo unde o minoră de 16 ani a dispărut fără urmă de aproximativ două săptămâni. Adolescenta a plecat de acasă și nu a mai revenit. Speriați, părinții au sunat la 112 și au cerut sprijinul poliției pentru a o găsi pe tânără. Polițiștii fac acum verificări și încearcă să o găsească pe adolescentă. Polițiștii din Olt o caută pe minoră și fac apel la persoanele care dețin informații care să ajute la găsirea acesteia să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la numărul de urgență 112. La data de 1 septembrie, în jurul orei 14, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Caracal au fost sesizați cu privire la faptul că la data de 20 august, Asan Ana Maria Casandra, în vârstă de 16 ani, ar fi plecat voluntar de acasă și nu a mai revenit. Semnalmentele tinerei, înălțime 1,60 m, aproximativ 50 de kg, constituție atletică, ochi verzi, păr lung, vopsit negru, a transmis IPJ Gorj. Minora a fost dată în urmărire la nivel național, iar polițiștii continuă cercetările pentru identificarea adolescentei.